În această perioadă, persoanele cu drept de vot din municipiul Târgu Jiu vor fi informate de reprezentanții poliției, jandarmeriei, dar și de cei de la situații de urgență cu privire la modul în care își pot exercita corect dreptul de vot. Astfel, MAI a demarat campania de informare Alege să fii corect. Echipele desemnate vor merge în rândul cetățenilor, acolo unde vor distribui flyerele realizate în cadrul acestei campanii. În perioada 11 noiembrie, 11 decembrie, anul curent, Ministerul Afacerilor Interne a inițiat campania de informare și prevenire a votului ilegal, intitulată generic Alege să fii corect. În cadrul campaniei, săptămânal, la nivelul județului Gorj, polițiștii, împreună cu reprezentanții IJJ Gorj, ISU Gorj, Instituția Prefectului Gorj, vor organiza acțiuni de informare a cetățenilor, constând în distribuirea de materiale de promovare a votului ilegal în diverse locuri publice. Campania este orientată către toți cetățenii cu drept de vot, iar mesajele preventive vor fi transmise acestora prin intermediul principalelor mijloace de informare, în mediul online pe pagina web a MAI și în cadrul unor întâlniri directe organizate de polițiști în locuri publice cu afluență mare de cetățeni. Campania va lua sfârșit odată cu închiderea urnelor de vot.